Durează puțin configurarea pentru intrarea pe Facebook. A fost o colegă de-a mea de liceu foarte gentilă. Cred că acum putem să începem. Dragii noștri, acum învățăm alături de voi să facem acest webinar, așa că avem nevoie de înțelegerea voastră pentru a ne asigura că totul să meargă bine. Mai greu cu începuturile, de apoi sunt convinsă că să fie grozav. Așadar, aș avea nevoie de confirmarea voastră că lucrurile merg. Da, și din ceea ce văd pe pagină, lucrul este în regulă. M-ar ajuta foarte mult dacă puteți să puneți în comentarii. Bună ziua! Perfect! Așadar. Se pare că am reușit. Până aici a fost greu. Apoi ce ne așteptăm noi este să fie o bucurie pentru fiecare dintre noi, pentru că așteptam de ceva vreme aceste întâlniri cu niște superbi invitați. În cursul zilei de astăzi vom vorbi cu o prietenă dragă a proiectului, însă înainte de toate aș vrea să mă prezint. Georgiana Rusculeț este numele meu, sunt coordonator al programului educațional Oradene și gazda dumneavoastră pentru aceste trei webinarii pe care le-am pus la cale în cadrul unei inițiative care poartă numele de știrile false pe înțelesul tuturor. După cum știți, Oradene este un program marca Salvați Copii și este cofinanțat de Comisia Europeană. Și dată fiind situația aceasta în care ne aflăm cu toții și pe care o traversăm de mare schimbare și transformare pentru fiecare dintre noi, am decis că în perioada aceasta să ne asigurăm că avem grijă de siguranța copiilor, nu doar în ceea ce înseamnă internet, dar și totodată ceea ce înseamnă știrile care pot să vină pe diverse canale, inclusiv TV. Astfel că plecând de la o înțelegere destul de simplă asupra ceea ce este conținut dăunător pentru copii, ne-am dat seama că ceea ce se promovează în perioada aceasta în media ar putea să constituie ceva cu daune pe termen lung, mai ales că în prilejul acestui tumult emoțional prin care cu siguranță trecem fiecare dintre noi în feluri diferite, se face un foarte mare loc, astfel încât să se răspândească acest mare fenomen, și anume știrile false. Astfel că ne-am gândit la trei invitați pentru următoarele trei seri, în care să vorbim și să intrăm mai mult în subiectul acesta. N-am luat în considerare să facem acest lucru doar din propriile noastre observații, ci am plecat de la consultările pe care noi le-am făcut cu tine. Astfel că în luna aprilie am demarat un
chestionar online, prin care am vrut să aflăm ce părere au tinerii cu vârstă între 14 și 18 ani despre știrile false și care ar putea să fie problemele pentru acest lucru. Și mulți dintre ei recunosc și dau seama că aceste conținuturi media creează foarte multă panică. Și asta creează, la nivelul familiei, o întreagă bombă de anxietate. Asta dacă nu luăm în considerare și ceea ce pragmatic se întâmplă, faptul că nu suntem foarte conștienți și niciunul dintre noi probabil nu știm cum va arăta viitorul nostru. Și suntem cu toții într-o perioadă de adaptare, iar noi ce am dorit să facem prin această inițiativă a fost exact aceea de a aduce o serie de informații valoroase, astfel încât fiecare dintre noi să înțelegem mai bine cum putem să discernem între ceea ce înseamnă un conținut media, o știre validă, pertinentă și ceea ce ar putea să fie dăunător. Astfel că pe site-ul Oradenet și pe Salvați Copii am lansat o pagină dedicată pentru această campanie, se cheamă Fenomenul știrilor false și, după cum vedeți, acest print screen, puteți să-l explorați mai mult. Tot acolo veți găsi și rezultatele analizei pe care am făcut-o cu tinerii, să vă dați seama că sunt foarte înțelepți. Pe de altă parte, sunt și expuși dezinformării, pentru că aproximativ 22% dintre aceștia consideră că la televizor nu poate niciodată să fie creat un conținut fals, ceea ce știm și noi că este departe de adevăr. Așa că sunt în puterea noastră și responsabilitatea noastră a adulților preocupați de educație să privim și către acest fenomen. Totodată, nu ne-am oprit la a vorbi despre acest lucru, ci am și creat o serie de recomandări, atât pentru adolescenți, cât și pentru părinți și profesori. Astfel încât fiecare dintre dumneavoastră să știți exact ce este de făcut și știți deja. Ora de net este aici alături de dumneavoastră, astfel încât să dăm de cap oricărei situații ar putea să intervină în ceea ce privește siguranța micuților. Suntem pregătiți pentru acest subiect și cu drag alături de voi. Așa. Astăzi o voi avea ca invitată mai puțin, când... Așa. Astăzi o voi avea ca invitată pe Ileana Rotaru. Este o prietenă foarte dragă a proiectului nostru și începând de anul trecut și partener în cadrul proiectului. Ea are experiență, așa cum ne place nouă să lucrăm în general, pe zona aceasta transdisciplinară, pentru că știm că atunci când e vorba despre micuți, nu putem să privim doar dintr-o singură perspectivă. Așa că Ileana are experiență de 15 ani în cercetări pe diverse teme, cum ar fi comunicarea, sociologia și științele educației. Mai mult decât atât, este unul dintre pionierii din România în ceea ce privește educația media. Și abordează și impactul comunicării virtuale. Așa ne-am găsit, ne-am unit forțele în cursul anului trecut și împreună am demarat o serie de proiecte naționale, printre care și un curs de formare acreditat de Ministerul Educației, de care suntem extraordinar de mândri și abia așteptăm să-l vedem implementat începând de anul școlar următor. Așa că, Ileana, îți mulțumim foarte mult că ești alături de noi. Bine ai venit! Cu mare drag și bine v-am regăsit! Acum 10 ani, dacă mă gândeam că voi ajunge să vorbesc într-un webinar despre știrile false și despre copii și despre comunitatea virtuală și comunicarea virtuală, aș fi râs în sine mea. Dar iată că trebuie să vedem și partea plină a paharului, nu este așa? Și uite cum o constrângere de ordin social, medical și așa mai departe ne arată de fapt cât de goale sunt hainele împăratului sau cât de gol este împăratul fără haine. Și iată, cu mic, cu mare, am încercat fiecare după puteri, după posibilități să încropim acolo niște hăinuțe, astfel încât să facem față unei presiuni sociale, comunicaționale, tehnologice, pe care mulți au anticipat-o chiar cu jumătate de secol înainte. Spuneau că da, satul acesta al nostru va deveni un sat global, dar iată cum tu ești în județul Prahova, acum eu sunt în județul Caraș-Severin, avem comunitatea Ora de Net în toată țara și cred că sunt și colegi sau prieteni și în afara țării care ne urmăresc.
Iată cât de aproape suntem unii față de ceilalți și cât de ușor totuși reușim să comunicăm și să ne adaptăm acestor noi presiuni, noi constrângeri. Da, deci mulțumesc pentru invitație, îmi face mare plăcere și, sincer, chiar am avut emoții despre această întâlnire și să încerc să vorbesc într-o oră, da, cadru didactic fiind, vorbim, ne place să vorbim, să vorbesc într-o oră despre știrile false, astfel încât să încercăm să le adaptăm conținutul lor pentru cei mici sau în special pentru tineri, da? Și includem și copiii și adolescenții. Cu atât mai mult cu cât suntem vulnerabili și aș vrea să nu fiu foarte acidă, dar să spun că suntem vulnerabili în special noi ca adulți. Și prin urmare am să mă adresez, în special în această întâlnire, am să mă adresez cadrelor didactice, părinților, pentru că suntem și. Și am să încerc să vorbesc despre formele de mediere pe care le putem avea în relația cu copiii noștri și prin copii înțeleg și copiii de acasă și acum și copiii de la clasă, care sunt tot acasă la noi, adică cu clasa de elevi a devenit casa noastră și înainte era, dar sub altă formă. Asta mi-am propus acum și spun din nou că este o necesitate. Și am tot remarcat lucrul acesta pentru că tot utilizez social media și urmăresc cu foarte mare atenție ce se distribuie și cum se distribuie și care sunt mesajele pe care unii dintre noi le împărtășim. Și mi-am dat seama că există o mare problemă legată inclusiv de faptul că noi, adulții, în principal, nu știm cum să selectăm informația și nu știm cum să extragem informația corectă într-un mod critic și creativ, cum ne place nouă la Salvați Copiii să spunem, da? Prin urmare, mă gândeam dacă ar trebui și cum ar trebui să începem această discuție și pentru că, într-un fel, mie cel puțin mi se pare că există deja o formă de suprasaturare în vocabularul din spațiul public de la noi referitor la știrile false. În ultima vreme avem grupul de comunicare strategică care ne confirmă sau ne infirmă anumite informații care circulă pe internet. Avem Ministerul Educației care confirmă, infirmă anumite informații care circulă pe internet. Cuvântul acesta al știrilor false și al fake news-ului, din păcate, a ajuns un fel de... un cuvânt care face parte din viața noastră, din ceea ce ne înconjoară și ajunge să fie redundant și, într-o formă sau alta, supraapreciat. Și nu ar trebui să se întâmple lucrul acesta. Și mă gândesc că acum un an de zile existau câțiva specialiști și existau o anumită temere la nivelul României, dar și la nivelul Uniunii Europene, unde există un comitet care chiar se ocupă de un comitet de experți care chiar se ocupă de combaterea știrilor false. În România, lucrurile erau făcute și sunt în continuare făcute cu abracadabra. În sensul în care există surse din media alternativă, deci nu neapărat sursele oficiale sau publicațiile foarte mari care se ocupau de acest domeniu al știrilor false, și anume cum să verificăm, cum să facem. Sunt anumite site-uri, anumite liste negre, ca să spun așa, care circulă și o să le pun și eu la dispoziția dumneavoastră după încheierea acestui webinar. Le-am remarcat cu toții, indiferent de ce parte a baricadei ne-am situat atunci când s-a discutat problema referendumului. Le-am sesizat sau le-am simțit într-o formă sau alta când a început sau când s-a întâmplat tragedia de la Colectiv,
Mai mult decât atât, le-am simțit în, cu preponderență în perioada marilor proteste, inclusiv ultimul acesta mai mare din 10 august. Dar pe mine m-a frapat altceva și acest lucru l-am urmărit cu foarte mare atenție pentru că este treaba, să spun așa, a sociologilor, a specialiștilor în științele comunicării, a jurnaliștilor, care au analizat și au existat foarte multe păreri și cărți deja scrise apărute în România despre aceste fenomene. Pe mine m-a interesat copiii. Și unul dintre lucrurile care m-au frapat a fost acela că copiii noștri sunt în altă parte. Nu sunt în social media pe care noi o utilizăm. Ei nu sunt pe Facebook. Ei sunt pe Insta. Ei sunt pe TikTok. Ei sunt pe Snapchat. Ei sunt pe WhatsApp. Deci, până la urmă, aceste elemente pe care noi le resimțeam și asupra cărora existau vii dezbateri, cercetarea noastră sau atenția noastră era cu totul și cu totul altă parte și mi s-a părut un fel de magie. Pentru că magicianul, secretul magicianului este acela de a-ți atrage atenția către lucrurile pe care vrea el să le vezi, nu cele pe care ar trebui să le vedem. Și altfel nu reușim niciodată să vedem care este șmecheria, care este tricul pe care îl face. E, cam așa s-a întâmplat și cu fenomenul știrilor false în România, pentru că noi eram într-un loc, copiii erau în altă parte. Până în 2017, a intervenit în spațiul public de la noi o întreagă isterie legată de balena albastră, de jocul balenei albastre. E, din punctul meu de vedere, atunci noi ne-am dat seama, ca adulți, ca mediatori, ne-am dat seama că ceva se întâmplă în altă parte. Simțeam, știam că sunt în altă parte copii, știam că se joacă online, existau date și existau percepții personale și publice asupra faptului că există copii care petrec foarte mult timp în fața calculatorului. Au existat studii care au demonstrat cum au fost cele de la You Kids Online, Salvați Copii și așa mai departe, care au fost făcute periodic și care au atras atenția că copiii petrec în medie 6 ore, sunt online, că 73% dintre copiii României folosesc internetul ca divertisment și pentru comunicare, că există 40% din copii care nu se simt încurajați de cadre didactice să folosească internetul. Dar cu toate acestea, ei folosesc internetul, da, pentru a aprofunda informația de la școală. Acestea sunt informații recente, da, din ultimul raport Salvați Copiii despre cum utilizează copiii internetul. Ileana, permite o secundă, o scurtă, eu sunt, dacă mă vedeți că mai stau din când în când cu ochii în jos, să știți că sunt în comunicare cu colega mea, Andreea, așa, cea care este conectată pe Facebook, astfel încât atenția mea să fie către Ileana și cumva ceea ce am sesizat este că mulți dintre voi întrebați dacă puteți pune întrebări. Desigur, subiectul acesta este foarte generos. Nu știu câte vom putea să luăm în funcție de timpul pe care îl vom avea la dispoziție, însă ceea ce vreau să vă asigur este că acestea vor fi răspunse de către vor primi răspuns din partea colegilor noștri de la Control Ajutor, Centrul de Informare și Consiliere. Așa că vă încurajez chiar să puneți întrebări, mai ales că atingem niște subiecte destul de sensibile. Dacă ne întoarcem fiecare dintre noi preocupați de binele copiilor în 2017 și doar pronunțăm sintagma balena albastră, fiecare dintre noi avem trăirile noastre, pentru că știm că atunci a fost un mare fenomen care încă are repercursiuni. Așa că mă bucur foarte mult, Ileana, că ai început cu un lucru atât de sensibil și, în sfârșit, să demitizăm anumite aspecte care poate încă au rămas în ceață, în negură de atunci și să le numim pe față. Faptul că acest joc și felul în care a fost el promovat a fost o știre falsă. Așa că te rog, scuză-mă de întrerupere, te rog să continui. Cu mare drag și mă bucur pentru dialog, nu este niciun fel de întrerupere. Trebuie să recunosc că provocarea este să ne și încadrăm în timp și să fie și interactiv. Așa că o să-ți las tot spațiul de care ai nevoie și către sfârșit voi interveni și eu.
Atenționam ceas, deci... Aici. Camera off, mic off și gata, știu că am ieșit, da? Da, revin la balena albastră. De ce este balena albastră sau de ce îl consider eu un moment de cotitură pentru felul în care noi abordăm fenomenul știrilor false în spațiul public românesc și în spațiul educațional? Pentru că a fost primul fenomen social care a dus către isterie și a creat panică. S-a mai întâmplat ceva și de aceea am spus că este un efect pe care l-am putut observa. S-a mai întâmplat un astfel de fenomen intitulat Invazia de pe Marte în 1938, când într-un anumit stat american, cetățenii urmărind un teatru radiofonic, s-a întrerupt brusc curentul și lumea s-a speriat, chiar au crezut că vin marțienii. Cam așa s-a întâmplat și acum. Oamenii s-au speriat și au crezut că, într-adevăr, internetul, care oricum era ca o percepție total nocivă față de chestiuni medicale, psihologice și așa mai departe asupra copiilor noștri, era un fel de zână rea care ni-i furea de acasă. Jocurile online petrecute, timpul petrecut online pentru jocuri era de asemenea foarte rău văzut de către părinți. Ba mai mult decât atât, această panică și isterie generală a fost provocată tocmai și a luat amploare tocmai pentru că autoritățile statului, autoritățile publice, au fost total nepregătite în a reacționa și în a preveni orice fel de isterie națională. Și de unde a plecat? Pentru că lucrurile au fost foarte clare și o să revin pe scurt, dar pe un site de social media din Federația Rusă, a avut contacte, se numește, presa de, să spun așa, de curte a conducerii Federației Ruse, Russia Today și încă o gazetă Novoia, parcă nu știu exact denumirea efectivă, au preluat, au răstălmăcit și așa mai departe, cum că există acest joc prin care tinerii, fiind supuși unor diferite sarcini, se ajung să se sinucidă în final de pe blocuri de 50 de etaje și așa mai departe. Lucrul a fost legat la noi de niște tineri din județul Iași, care au încercat să țină respirația și așa mai departe, și niște cazuri de sinucidere care de fapt nu erau reale. Deci nimic nu a fost real de la bun început, să ne înțelegem. În schimb, amploarea pe care a luat-o acest fenomen a fost una exact descrisă încă în 1938 și formă în cărțile de specialitate din științele comunicării, dar pas cu pas lucrurile au luat o amploare astfel încât la un moment dat primărița capitalei, da, și un ministru secretar de stat din Ministerul Educației și Biserica Ortodoxă Română și poliția au simțit nevoia așa să ia atitudine față de acest fenomen. De ce a fost acest subiect, de ce l-am adus în discuție? Pentru că aceste știri false și aceste mesaje care incită către un anumit tip de acțiune, către panică, către destabilizare, către isterie, către haos, către neîncredere, pentru a diviza și mai tare societatea, venea pe un fundaj și pe un context social extrem de instabil în România. Pe de o parte, erau foarte mulți copii lăsați acasă cu bunicii, cu rudele, cu unul dintre părinți, pentru că ceilalți erau plecați în străinătate și, prin urmare, exista această temere și această problemă părintească, cum că ce face copilul meu, este singur, stă în fața calculatorului și așa mai departe. Pe de altă parte, lucrurile în România nu erau și nici acum nu sunt, dar nu discutăm din punctul acesta de vedere, într-un boom economic fantastic, astfel încât să considerăm că astfel de știri nu și aveau locul. Și prin urmare a îmbrăcat acest joc toate elementele clasice pentru o știre falsă, care însemna că a fost transmisă voluntar, presa și anume parte din presă a răstălmăcit toate aceste lucruri, a fost incompletă, evident, a fost inventată, creată fără doar și poate și incorrectă.
Ceea ce a frapat a fost că acest element al balenei albastre, acest joc al balenei albastre, acest efect al balenei albastre, a prins în special țările din centrul și estul Europei și nu numai, și țările, de fapt, întreaga lume, inclusiv în America de Sud, a existat balena albastră și așa mai departe. Și atât cât de mult această rețea s-a dus, cât de mult a putut să fie răstălmăcită, și o să vedem că această cascadă a preluărilor, a network-ului care se realizează, fără a mai putea fi controlat și fără a mai putea fi cumva oprit, da? Reprezintă iarăși o caracteristică a știrilor false și o să discutăm la cea de-a treia întrebare când și cum. Ce ne atrage atenția? Și revenim la tehnicile așa zise creative, la limbajul creativ folosit pentru a mă determina să intru în știrile acelea. Și ce pot eu să fac? Da? În primul rând urmăresc care sunt datele utilizate, de unde sunt acele date luate, care sunt sursele efective de informare. Dacă site-urile respective, și v-am spus lucrul acesta, există deja inclusiv la nivelul Comisiei Europene un ghid și o listă cu site-uri și cu știri false care circulă și acum în spațiul public românesc. Care sunt site-urile acestea? Referitor la aceste site-uri, mai trebuie avut în vedere că se mai folosește o tehnică, aceea de a asemăna foarte mult cu denumirile unor site-uri deja cunoscute și deja utilizate de oameni. Și o să vedem, o să vă dau acel link de pe anumite site-uri în care dumneavoastră o să remarcați cât de apropiate sunt, da, și ce fel de informații circulă acolo. Și o să vedem că circulă informații în care sunt în special valorizate emoțiile. Întotdeauna o să dăm click și se numește clickbait lucrul acesta atunci când o să vedem o mașină care târăște un câine sau, eu știu, un copil care plânge sau, eu știu, pentru cei mici, unul dintre vloggerilor, influencerilor preferați, o să-i vedem că se află într-un anumit spațiu care nu corespunde, de fapt, cu locul sau cu felul în care erau și atunci automat sunt tentați și oricine ar fi tentat să facă lucrul acesta și atunci vedem acea discrepanță între titlu, imagine și conținutul efectiv, da? Și mai mult decât atât o să vedem că există acele, și o să în slide-ul următoare o să observați, există acele expresii, da, pe care ne atrag în momentul în care încercăm să folosim și să raționalizăm anumite lucruri. Dar o să revin și asupra acestor aspecte. Prin urmare, tehnicile creative, muzica, animația, imaginile, titlurile acelea, tabloide de scandal, break news-urile, da, celebrele break news-uri care ne-au înzăpăcit cu totul, da, fac parte din acest arsenal, ca să spun așa, prin care suntem supuși atenției pentru a utiliza, pentru a intra în acele zone ale informației. 3. Geo. Mesajele noastre sunt, cele pe care le primim, sunt înțelese diferit de către fiecare dintre noi. Și am ales să vă prezint, chiar mi-a plăcut foarte mult, am avut o studentă care a utilizat un chestionar despre fake news și mi-a plăcut foarte mult felul în care a înțeles să facă, să creeze anumite întrebări din chestionarul respectiv. Și aceasta era una dintre ele, imaginea aceasta, care circula foarte mult la noi, astfel încât Ministerul Sănătății a ales să o folosească ca formă de combatere a știrilor false și o să vedeți că mai există încă una. Cui se adresează? Prima întrebare este cui se adresează un astfel de mesaj. Se adresează în special unei anumite categorii de persoane, cu o anumită vârstă.
marea majoritate dintre acestea au trăit și în perioada comunistă, în care accesul la medicamente sau la informații medicale era foarte limitat. Prin urmare, leacurile Băbești sau leacurile de acasă au fost cele care au contribuit, ca să spun așa, la medicina de familie. Printre acestea, usturoiul este un aliment fundamental în combaterea diferitelor stări gripale, răceli și așa mai departe, și încercăm să ignorăm cât se poate de mult mirosul provocat. Dar de aici și până a recomanda usturoiul ca metodă de combatere a coronavirusului, este deja o mare, mare diferență. Da? Și îmi imaginez și pe vieții copii puși de către bunici sau de către părinți sau eu știu de către alte rute, da? Ia mamă și mănâncă un cățel de usturoi ca să vezi cum te scăpăm de COVID. Da? Există câteva interpretări sociologice, încă o dată spun, asupra unor astfel de comportamente, atitudini, dar sunt legate și există o altă discuție în sensul acesta. Deci iată cum noi, de exemplu, dacă o domnișoară, o preadolescentă de 13 ani ar fi pusă în situația de a consuma usturoi, da? Și noi, părinții, care am mâncat usturoi, am face orice numai ca să ne ajungem la medic, deci vă dați seama cât de diferit se înțelege un astfel de mesaj și probabil că acești copii care n-au trăit nici în comunism, nu mai au citit probabil printr-o carte de istorie sau le-a ajuns această informație tangențial la ureche, probabil în perioada din, în special în luna decembrie, da? Vine cu usturoiul, da? Și spune, nu mâncați usturoi că, sau mâncați usturoi ca să nu vă îmbolnăviți de COVID. Da? Până și profa de biologie cred că ar avea foarte multe de spus pe chestiunea aceasta. La fel cum în Federația Rusă, că tot vorbeam de Federația Rusă, se spune că a crescut consumul de alcool, inclusiv în rândul copiilor foarte mult în această perioadă, ca formă de combatere a răspândirii acestui virus. Da? Bun. Dar, iată, există și alte puncte sau elemente, moduri de viață care pot să fie intenționat omise dintr-un mesaj. Și în special ne referim aici la cei tineri sau cei mai în vârstă care au fost considerați extrem de vulnerabili. De ce spun aceasta? Pentru că în cazul știrilor false, audiența este un element extrem de important. Iar audiența celor care consumă astfel de știri este extrem de ridicată. Marea majoritate sunt sau fac parte din categoria oamenilor de știință, omului de știință ingenu, care raționalizează orice fel de comportament apelând la scurturi logice, apelând la tot felul de reacții cauzale, explicative pentru fenomene care de fapt sunt extrem de complicate. Mai mult decât atât, vor ajunge să respingă, pentru că în bula informațională în care se află, în acea cameră, echo chambers în care se vor afla, din păcate social media îi va hrăni cu informațiile cu care ei se simt bine, sunt confortabili în locul acela, și prin urmare, nici de cum lucrurile nu se vor opri, ci dimpotrivă se vor înmulți. Vor avea tot mai mult probleme în a respinge părerile celorlalți, în a respinge diversitatea culturală, în a respinge opiniile minoritare. Mai mult revin decât atât, lucrurile acestea nu se văd doar în social media și dacă încercăm să intrăm de pe un cont, să spun, să rugăm părinții noștri, deci dacă eu m-aș uita pe contul tatălui meu și pe ceea ce postează, să încercați să urmăriți ce postează părinții sau bunicii voștri, nu, asta nu spun ci doar ca un exercițiu, o să vedeți că sunt informații pe care chiar nu vă interesează, chiar nu sunt aproape de nevoile voastre, de căutările voastre, de universul de prieteni în care vă aflați. Parcă este o altă lume.
și nimic din ceea ce este acolo sau foarte puțin din ceea ce este acolo corespunde nevoilor și plăcerilor, ca să spun așa, ale voastre și în special ale copiilor. Și repet, tocmai din acest motiv, copiii s-au mutat în altă parte. Pe copiii găsim pe Insta sau pe TikTok. În al patrulea rând, da, revin asupra conținutului. Deci, ceea ce trebuie să se știe este faptul că cel care creează și media în general creează valori care corespund criteriilor și creatorilor lor. Produsul media este un produs cultural. Este un produs cultural fabricat. Fabricat prin ideile pe care le împărtășește, fabricat prin felul în care, prin durată, prin timp, prin felul în care anumite, să spunem, prezentatoare de emisiuni TV, de exemplu, apar și se prezintă în unele emisiuni sau în altele. Înțeleg foarte bine, dar acum glumesc. Uitați-vă la prezentatoarele de meteo, celebrele doamne prezentatoare, care acesta este profesia lor, da? În afară de doamna Romica Jurcă, cu care a crescut generații întregi, da, și avea o altă imagine pe care se dorea să o transmită, după 2000 încoace, toate doamnele, domnișoarele sunt într-o anumită ipostază, cu o anumită prezentare și așa mai departe. De ce? Pentru că la știri se uită toată lumea, la meteo se uită, sau se uită în general toată lumea până să apară aplicațiile de pe telefonul mobil și trebuiau să intre într-o anumită schemă de fabricație culturală pentru a înțelege sau pentru a urmări emisiunea mai departe. Care este rolul nostru, rolul părintelui sau rolul profesorului? Aș putea spune, dă un pic înapoi, Geo, că n-am terminat acolo. Este acela de curator, de custode. Și cred că este poate cel mai bun rol pe care ar putea să-l aibă, cu atât mai mult cu cât în momentul de față vorbim despre o obligație. Și cred că asta trebuie să înțelegem foarte, foarte bine. Este obligația noastră de părinți și de profesori de a deveni un custode, un curator real asupra ceea ce se întâmplă în primul rând în jurul nostru și pe urmă cu ceea ce se întâmplă în viața copiilor noștri. Nici de cum nu sunt adepta protecției și a unui nivel ridicat de pază, ci dimpotrivă a unui model de gândire critică pe care cu toții trebuie să-l învățăm și să-l adaptăm. Și din punctul acesta de vedere există cele două variante. Acela în care suntem speriați de tehnologie și nu dorim sub nicio formă să o înțelegem și să intrăm în lumea virtuală. Și acelorlalți care spun, mie nimic n-are ce să mi se întâmple, niciodată nu voi păți absolut nimic, copilul meu este safe pentru că i-am explicat că dacă există vreo problemă să vină să-mi spună, dar din păcate nu vom ști niciodată sau nu vom încerca să stăm mai mult de vorbă ca să vedem exact care este grupul de prieteni și care sunt capcanele în care el poate a căzut sau cu care poate nu se simte foarte bine. Dar din nou revenim acolo despre altă discuție. Și acolo intrăm în zona și mai sensibilă aceea cyberbullying-ului. Prin urmare, întrebarea fundamentală este aceea de ce? De ce se întâmplă lucrurile acestea? De ce sunt create astfel de mesaje? Și iată un exemplu, avem aici, m-a distrat foarte tare chiar, parcă și vedeam cum locuiesc într-un județ la graniță, chiar vedeam tancuri aduse de către americani, de către sârbi și așa mai departe, dar ceea ce este important și este unul dintre elementele prin care putem să vedem că ar trebui să ne ridice un semn de întrebare, sunt aceste îndemnuri la like, share, comment, adică like, distribuie și sau comentează, da, puneți-le pe pagina asta, mă înnebunesc cel mai tare, da, ca să vedem cât sunt de prietenă cu tine, puneți mesajul meu pe pagină. Era ca în anii 90, sfârșit de anii 90, când apăruse mail-ul, adresele de mail, eu am ajuns pe adresa mea la numărul 08.
și mă distram pentru că la început dădeam adresa de mail studenților și la un moment dat începeau să mă paște tot felul de blesteme, tot felul de rețete, da, dacă nu faci 10 pași, nu știu cum, și nu distribui la nu știu câte persoane, nu știu câte belele ți se vor întâmpla și nu știu câte chestii ți se vor sparge în cap. Prăjitura în foi indiene, aia mi-a plăcut cel mai tare, tot timpul o dau ca exemplu despre cum trebuia să fac eu anumite prăjituri și tot felul de rețete și rețetare și așa mai departe. Încă mai circulă, să știți. Încă mai sunt considerate spamuri, dar există din nou tot felul de mecanisme prin care astfel de informații bombardează în continuare adresele de mail. Era o altă paranteză pe care am vrut să o fac. Deci, prin urmare, astfel de mesaje sunt transmise efectiv pentru a ne îndemna sau pentru a reacționa într-un anume fel. Dar cele mai importante mențiuni sunt acelea pentru că, exact cum a fost și în cazul balenei albastre, s-a creat o anumită panică și o anumită isterie socială. Se destabilizează o încredere în instituțiile statului. Cu toți avem opinii politice, să nu care cumva să credeți că nu există și știrile partizane cu care unii sau alții dintre noi suntem sau nu suntem de acord, dar, repet, vorbim despre instituțiile statului în sens civic și democratic. Există o anumită aplecare, să spun așa, sau spaimă, a mea este spaimă mai mult, pentru încălcarea drepturilor omului și a libertăților și a libertății de exprimare și dreptului la opinie, iar astfel de știri și preponderența acestora în spațiul românesc în momentul de față mi se pare îngrijorătoare, dar le vom analiza cu mult calm și cu mult echilibru. Și există, dacă vreți să ne gândim acum referitor la pandemie, la felul în care noi căutăm informația foarte mult și în același timp crește numărul dezinformărilor. Cum am spus, am să vă trec ca bibliografie, să spun așa, niște informații foarte interesante pe care le-am citit, dacă sunteți, desigur, preocupați de problematica aceasta a pandemiei, informațiilor, știrilor false care circulă în perioada aceasta. Eu voi reveni mai departe, voi merge mai departe cu expunerea mea despre știrile false. Deci, prin urmare, reținem ce? Reținem că toate aceste produse mediatice sunt fabricate, sunt făcute de oameni care lucrează în diferite instituții media, care lucrează în surse alternative, în surse de informare alternative, care, desigur, doresc să aibă un anumit câștig, un anumit profit. Asta este, să spun așa, partea soft și partea ascunsă, da, în care se urmărește determinarea unui anumit comportament politic, social și așa mai departe în state. Și știm deja scandalurile care au existat în spațiul american cu alegerea lui Donald Trump și chiar era foarte interesant dacă sunteți, să spun așa, fanii ai anumitor programe TV, să urmăriți pe HBO The Loudest Voice ca să înțelegeți cam cum se descurca sau cum a reușit presa să pună sau să ajute un anumit președinte american să ajungă la conducere. Atenție, este film, da, dar merită analizat din punctul acesta de vedere. Există modele pe care le putem adopta și acesta pe care eu vi l-am prezentat dumneavoastră se numește modelul celor 5 întrebări cheie, care vizează 5 elemente extrem de interesante și cred că le-ați surprins cu ușurință, da? Autorul, formatul, audiența, conținutul și scopul. Cele 5 răspunsuri pe care le primiți în urma acestor 5 întrebări cheie. Mai există un alt model, de fapt există foarte multe modele acum care au apărut de construcția mesajului mediatic și a știrilor false. Un alt model, modelul CRAP, sună aiurea, dar este foarte bun. O să vă pun link-ul de pe un site unde l-am văzut ca exercițiu și poate fi foarte fain utilizat ca exercițiu la clasă.
pornind de la emisiune TV, se poate analiza pe grupe, pe cele patru grupe, de la fiecare litera modului, se poate analiza cum o astfel de știre falsă sau, nu sau nefalsă, da? Fără valoare de adevăr, poate să fie analizată de către copii la clasă. Ce era mai important și vreau să vă spun lucrul acesta este că eu am utilizat și am observat în cercetările făcute că putem să folosim și putem să aducem în discuție subiectul știrilor false la aproape toate disciplinele, inclusiv la toate nivelurile de învățământ. Și am făcut niște cercetări acum câțiva ani, mi-a fost foarte drag. Eu tot timpul spun lucrul acesta când folosesc copilul drept analiză, ca subiect al analizei. Am utilizat la grădiniță și am văzut chiar la grădiniță cât de ușor este să discuți cu copiii, urmărind comportamentele lor online, urmărind lucrurile care le plac și care nu le plac și felul în care își personalizează sau nu își personalizează tabletele, smartphone-ul sau alte device-uri pe care ei le folosesc și care este relația pe care ei o au cu părinții lor și felul în care sunt, să spun așa, aduși mai mult sau mai aproape în lumea aceasta a virtualului și a comuniunii, să spun așa. Ce putem să facem? Și avem aici câteva elemente pe care le puteți verifica și singur, pentru că este evident că un astfel de model necesită foarte mult timp, dar ca aplicabilitate este nevoie să ne punem sau să învățăm să ne adresăm câteva întrebări. În primul rând, titlul. Da? Este un titlu care mă incită, este un titlu care mă determină să intru în știrea respectivă. Poate să pot eu să îl verific cumva. Mai există alte surse care prezintă titlul respectiv. Sunt surse de încredere acele informații pe care, acele surse pe care le consult. Iată, de exemplu, și avem acolo, da, veșnica poveste cu imigranții care sunt descoperiți la graniță și care sunt membri ai diverselor grupări teroriste, sau mii de elevi din România nu dispun de mijloace de comunicare la distanță. Este evident că una dintre acestea este falsă, vă las pe dumneavoastră să comentăm care este falsă. Atenție la ce v-am spus mai devreme, este un test capcană. Verificăm dacă acel conținut, textul, conține acel grad, acel nivel ridicat de emotivitate, da? Cu tremur devastator, senzațional, cutremurător și așa mai departe, acele cuvinte care automat, repet, ne determină măcar un ridicat din sprânceană. Verificăm citările. Sunt site-uri care folosesc sau care construiesc știri pe baza într-o formă impersonală. Sau care citează procente pe care nu avem niciun fel de, asupra care nu avem niciun fel de control. Nu există niciun fel de link sau, eu știu, vreo legătură cu vreo autoritate în domeniul respectiv. Și ni se cere, în acest mod, am spus cere așa subliniat, ni se cere să considerăm lucrurile ca fiind ca atare. Da, este altceva când spunem, este una când spunem că 48% dintre tineri nu verifică valoarea de informare a informațiilor online sau că 48% dintre tineri nu folosesc internetul. Deci, iată, același procent, același domeniu, ca să spun așa, dar care semnificația, da, este cu totul și cu totul alta. Ne-am obișnuit cu cercetătorii britanici, acum există diferiți alți cercetători. Urmăriți numai câți cercetători există acum și câte centre de cercetare, că aproape nu mai avem cum să înțelegem ce se întâmplă cu pandemia și cu COVID-ul. Iată un bun exemplu prin care putem să vedem cum o serie de informații false, știri aiuristice, bombastice, circulă. Verificăm neapărat contextul și contextul acesta întotdeauna fac apel la
locul, să spun așa, mai larg în care știrea respectivă apare. Sunt încă persoane care consideră că ceea ce citesc pe Times New Roman, de exemplu, sau alte site-uri de genul acesta, sunt știri în toată regulă și nu sunt site-uri de satiră și umor. Și, prin urmare, sunt indignați de ceea ce este acolo. Trebuie să verificăm opiniile celor așa zișilor persoane cu un grad ridicat de autoritate la nivel național, la nivel regional, la nivelul european. Este foarte vag când ni se spun oficialii Uniunii Europene. Nu știm niciodată, de fapt, care anume din acei oficial, care este comisia, care este departamentul de acolo care ne-a spus un anumit lucru. Și mai ales cel mai important, și cred că cu aceasta o să și închei, este primul lucru pe care trebuie să-l facem, este acela că atunci când vedem că o știre apare, ne reapare în bulă sau apare într-o anumită zonă, verificăm, și eu asta fac tot timpul și după care încep să mă uit sau nu, verific când și de cine a fost scrisă. Pentru că una este când vorbim despre sistemul de educație și de formare, de exemplu, în anul 2002 și de anul școlar, din situația școlară din 2002 și situația în învățământul românesc din 2002, și alta este ceea ce se întâmplă în 2020. Și am văzut lucrul acesta în special pe subiecte sensibile, gen creșterile salariale, modificarea curriculumului școlar. Al doilea lucru, după ce verific, mulți se văd dacă acel articol este scris de către un ziarist, dacă poartă un nume persoana respectivă, dacă există cu adevărat și dacă există o redacție, un loc unde pot eventual să mai adresez și alte întrebări, dacă am nevoie. De cele mai multe ori o să vedeți că în cazul site-urilor și știrilor false, lucrul acesta nu există. Redacția este cea mai utilizată semnătură. Și de aici se învolburează, ca să spun așa, în spațiul online, prin mii și mii și mii de subiecte, să spun așa, răstălmăcite, răsturnate și duse mai departe. Am să închei, cred, mă apropii de încheiere, v-am spus, nu am ceas. Geo, dacă mai ești alături de mine. Aici sunt și te-am ascultat după fiecare slide, tot mi-aș fi venit să pun vreo 2-3 întrebări și trebuie să recunosc că mai mă uitam la ceas și îmi dădeam seama că nu e realist. Ne apropiem de ora 7, ținând cont de faptul că am început la 6 și 7 minute, avem aproximativ 7 minute. Chiar te-aș invita, că așa cum bine știm, acest subiect este unul foarte generos și de-abia atingem așa un mic vârf de iceberg în ceea ce ne propunem în această oră, propriu-zis, dat fiind faptul că este o materie, înțeleg că predai această materie, educație media, pentru studenți la universitate. De pe câte semestre se întinde? Nu predau. Am introdus în educație media acum câțiva ani la o altă universitate în curricula școlară. Am introdus, de fapt, să numai pedagogie media. Eu sunt adepta denumirii de pedagogie media. Bun, era și o specializare de pedagogie învățământului primar și preșcolar. Nu, educația media a rămas pentru mine un curs, un program de formare profesională continuă pe care l-am acreditat prin organizație non-guvernamentală pe care o coordonez. Poți să-i spui și numele ei, să te găsească oamenii, să poate să continue și în continuare. Este ceva, Ileana, dincolo de, promovăm o groază de lucruri în general, vedem atâtea informații de care real nu avem nevoie. Și lucrurile de genul acesta cred că este momentul să le aducem mai des în față, pentru că fără să contestăm faptul că în câțiva ani cu toții vom fi online și iată, apar astfel de situații sociale care ne invită să facem această tranziție din ce în ce mai repede. Trebuie să recunosc că, din un anumit punct de vedere, faptul că până acum nu a fost o educație pe acest subiect și încă suntem în proces de digitalizare, cred că este în același timp o oportunitate pentru noi toți să învățăm lucrurile sănătoase, cum să plecăm cu dreptul, să zic așa.
Și programele de, fie că le numim pedagogie media sau de educație media, constituie unul dintre pilonii esențiali pentru orice cetățean în secolul 21. Așa că ne-ar fi util să aflăm mai multe despre asta. Tocmai asta era și ideea, pentru că eu când am pornit în demersul acesta, în drumul acesta lung, care a ajuns după 10 ani, iată, să facem și programe de formare la nivel național, ceea ce împreună cu Salvați Copii putem să facem împreună lucrurile acestea, și de aici a început și colaborarea noastră efectivă. Au fost elemente punctuale, atomizate de-a lungul timpului. Au fost programe de formare care au fost realizate de către Centrul pentru Jurnalism Independent. Au fost programe de formare care au fost propuse cu manuale, cu ghidul formatorului și așa mai departe de către Active Watch. Acum, sau nu în ultimul rând, paralel, au desfășurat programe pentru personal didactic auxiliar, în special pentru bibliotecari, Media Watch cu Nicoleta Fotiade, parcă, nu mai știu exact că ea s-a mutat dintr-o parte dată, nu mai știu denumirea. Dar eu am încercat la un moment dat să introduc în programa, în curricula universitară, pentru prima dată în România, cursul de educație media. Am plecat din acea universitate, momentan sunt în altă parte și încă nu am ajuns la Universitatea de Vest să propun un program, un curs de educație media, efectiv. Dar îl fac deja și l-am făcut cu 100 de cadre didactice aproape în județul Caraș-Severin, a fost în mediul rural, cu persoane, cu cadre didactice și personal didactic auxiliar extrem de dedicate și extrem de dăruite față de acest subiect. Și iată acum, la nivel național, după o îndelungă zbatere, ca să spun așa, pentru că, astfel funcționează lucrurile în România, am reușit să propunem la nivel național cursul nostru FUCSI, despre care tu ai vrut să vorbești mai puțin, dar pe care eu l-am simțit așa, parte din mine, cum l-am simțit pe toate, prin intermediul sau cu ajutorul partenerilor noștri din casele corpului didactic din întreaga țară. Ce m-a mirat sau ce m-a făcut să devin și mai acerbă, ca să spun așa, în promovarea pedagogiei media, în promovarea educației media, pe lângă toată această necesitate pe care o resimțim de-a lungul timpului în România, repet, și în sistemul de învățământ românesc și în spațiul public românesc, a fost tocmai pentru că, iată, au venit din partea mediului non-guvernamental. Adică autoritățile statului, nici până în momentul de față, da, nu s-au trezit să propună un program prioritar național în domeniul educației media. Este ca și când nu ar respira același aer cu noi și poate acum cu nenorocirea aceasta își vor da seama, de fapt, cam pe unde se situează, sper. Și încă nu realizează că suntem cufundați în media și media, de fapt, este alături de noi, este pretutindeni și avem nevoie unii de alții. Deci, iată că, nu simt nevoia să laud organizația mea non-guvernamentală, ci cred că oamenii sunt mai importanți și dacă... Poate asta ar fi și o concluzie, că mă tot gândeam cum să închei. Acum câțiva ani ți-am trimis acel videoclip, am realizat un program Erasmus cu tineri din vreo 5 țări, într-un sătuleț uitat de lume undeva în județul Caraș-Severin, la granița cu Serbia. Și era exact un program de educație media, calendarul activităților cuprindeau mai multe elemente de educație media, dar prin care se urmărea să conectăm și copiii din satul respectiv cu activitățile noastre din proiect, cu ale tinerilor din proiect. Și m-a impresionat foarte tare, pentru că la sfârșit ei trebuiau să facă o sărbare câmpenească cu oamenii din sat, de la căminul cultural de acolo. Și am fost foarte impresionată, pentru că nu exista niciun fel de bariere de limbă și așa mai departe.
și un cântec pe care l-au compus, se numea Faces of Milcoveni, dar mesajul era Let's make a circle. Formatorii știu că în orice sesiune de formare începe cu haide să facem un cerc, nu? Și în cercul acela încep să se desfășoare diferite activități. Dar cercul lor nu era de fapt un cerc al formatorilor, ci era de fapt cercul de suport, de sprijin, de network, prin care unii se sprijinau pe ceilalți și creau acea relație de prietenie, acea interacțiune care exista de fapt pe parcursul celor 10 zile și a faptului că indiferent cât suntem cu fundații în media și cât este media în jurul nostru, relația umană este cea care contează și legătura aceasta este cea care transcede, dacă vreți, și faces of laptop sau smartphone și faces of TV, ci reprezintă efectiv umanitatea dincolo de aceste nebuni tehniciste. Și, da. Păi mulțumesc foarte mult, Ileana, că ai menționat și lucrul ăsta. După cum cei care ne cunosc deja la ora de net știu că, deși poartă această denumire, programul nostru nu este despre tehnologie, nu punem în centru tehnologia, ci punem relația. Pentru că, până la urmă, depinde de fiecare dintre noi cum alegem să folosim aceste instrumente fantastice, o binecuvântare, până la urmă, să trăim în aceste perioade, astfel încât să putem să... Marele avantaj este că avem o sursă de informare și cu puțin mai multă atenție și cu mai mult discernământ putem să alegem tot ceea ce e mai potrivit. Din păcate, timpul nostru s-a scurs, o să mai am nevoie de cam de 2 minute să pun un pic în context ceea ce s-a întâmplat și să povestesc puțin despre zilele următoare. Îți mulțumesc, Ileana, încă o dată pentru felul în care ești alături de noi, pentru că ești și faci ce faci în România. Și o bucurie de fiecare dată să fiu alături de tine și o inspirație. Așa că... Da, mulțumesc. Chiar mă umplu de energie de fiecare dată când particip la orice fel de sesiune sau la orice fel de întâlnire și cu tine personal, pentru că nu e cazul să ne ferim, ne leagă o relație de prietenie deja bine, bine consolidată, ci și cu comunitatea Salvați Copii. Și este o zonă extraordinar de plăcută și de faină, cu oameni extrem de inimoși. Uh-huh. Mulțumesc că i-ai adus în atenție și pe cei care ne-au fost alături în a demara aceste programe naționale, care mulți dintre ei lucrăm voluntar pentru anul trecut și sperăm ca în continuare să ne fie alături. Am lăsat, în timp ce tu vorbeai, și slide-ul cu exercițiile pe care le-ai propus, astfel încât cine este pus pe practică să aibă deja ocazia să aplice ceea ce am învățat. O să mai propun de la tine link-urile în comentarii cu ceea ce mai menționase, iar eu, în încheiere, aș vrea să vă reamintesc acest atelier, această întâlnire online, face parte dintr-o serie de 3, Știrile false pe înțelesul tuturor, iar mâine o să am bucuria să mă văd cu Ariel, Ariel Constantinov, el este blogger și tot așa în jurul orei 18, sper ca mâine să fim mai divaci și să intrăm la 18 fix, așa, cu el întâlnirea va fi în formă de dialog, astfel încât să vedem cum trăiește el în perioada aceasta și mai ales care sunt mesajele pentru adolescenți. Pentru că a fost o inspirație la momentul respectiv, când a fost adolescent, felul în care a scris în mediul online și mi-a plăcea foarte mult cu el să atingem și subiectul acesta, cum s-a schimbat crearea de conținut odată cu răspândirea internetului. Pentru că acum nu mai este nevoie să fim ziariști, astfel încât să ne punem opiniile pe publice și asta oferă pe de o parte și o mare oportunitate pentru fiecare dintre noi, dar ar merita să ne uităm și la responsabilitățile pe care le avem atunci când suntem formatori de opinii. Din punctul acesta de vedere, și noi vă invităm să mai aflați ceea ce gândim, simțim, trăim în Ora de Net, pe blogul Ora de Net. Acolo chiar singurul articol la care v-aș face referire în cazul acestui webinar este acela de invitație la reflexie vis-a-vis de informarea online. Pentru că este într-adevăr o provocare să discernim în vâltoarea asta informațională, totodată dacă mai avem și diverse trăiri emoționale vis-a-vis de anumite subiecte și pandemia aceasta a ridicat la suprafață o mulțime de lucruri de pe dedesubt,
cât de important este să ne dăm un pas în spate și să nu acționăm atunci când suntem învolburați de emoții, ci cumva să așteptăm să luăm deciziile cât mai raționale. Așa că în ora de net, înainte de a face absolut orice, invităm la reflexie. Iar în cursul zilei de joi, ne vom întâlni cu Iulia Ionescu, altă persoană foarte dragă proiectului nostru și ambasadoare, ora de net, care acum este prezentatoarea emisiunii I Like IT de la ProTV și o prinde de minune acest rol. Așa că vă aștept și mâine și poi mâine alături de noi, iar în cazul în care ați pus întrebări, din păcate nu mai avem timp, însă vă asigur că ai mei colegi extrem de pasionați de consiliere care abia așteaptă să fie în serviciul dumneavoastră, vă vor răspunde în cursul zilelor următoare. Pe Ileana o găsiți aici, pe Ileana rotarmei.eu. Iar această serie de webinari și întreaga inițiativă despre știri false și în perioada aceasta ne-am reprofilat puțin în ceea ce privește centrul de consiliere și oferim asistență acelor profesori care vor să facă materia mult mai interesantă folosind materiale online. Vă invităm să ne contactați. Suntem cu mare drag alături de dumneavoastră pentru orice ține de siguranța pe internet a copiilor și sunt convinsă că indiferent de situație vom găsi cea mai bună soluție împreună. Atât eu cât și colegii mei suntem extrem de pasionați de acest subiect și e o bucurie să însoțim copiii, adolescenții, părinții, profesorii, astfel încât împreună, că doar împreună putem, să dăm de cap a ceea ce înseamnă internetul și să ne bucurăm de el. Pentru că, iată, asta o situație foarte, foarte evidentă, poate mai mult decât oricând, ne dăm seama cât de valoros este și cât de folositor, dacă suntem un pic echipați cu informațiile corecte. Chiar ținând cont de faptul că este Tita mai subiectul și Tita mai domeniu, știm că va fi o provocare pentru părinții sau profesorii care nu s-au preocupat de acest subiect și tocmai de asta suntem noi aici. Salvați copiii, sare în ajutor este sloganul nostru în această perioadă. Ne găsiți pe Facebook, pe ajutor ora de net și la numărul de telefon 0740-992-176. Acestea fiind spuse, Georgiana Roșculeț aici, mulțumesc încă o dată Ileana. Și în numele ora de net și salvați copii, vă doresc o seară minunată și pe curând! Ciao!